Cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Ce faceți? Doar pe tine, pe ea, n-am treabă cu ea. Știu, dar ea mă însoțește când vreau să vină după mine. Adică vreau să zic că pe stradă sunt golani. Mă rog, nu contează. Nici mă interesează. Fii atentă. Șeful meu drag a aflat că tu cam duci prost de când ai plecat de aici. Nu mă mir, mă așteptam la asta. Mm-hmm. Și vrea să te reangajeze. Simplu. Ce-i asta, o glumă? N-ai urmărit presa, nu știi unde bat? Nu prea mă uit, că... Că Hasan al tău e pe toate televiziunile, e pe gura tuturor. Și care are legături cu teroriștii? Du-te-mă, cine e Hasan al meu? Hasan al tău, că dacă era al meu nu se întâmplă o chestie asta. Whatever. Zi de zi, neîncetat, se duce la un centru de refugiați. Așa și, acolo s-a mutat. V-ați certat? E liber? Liber? Nu, nu ne-am certat. Doar că nu poate să mai stea în vilă. Ce vă interesează pe voi că se duce la un centru de refugiați? Păi ne interesează, că știi cum e în presă. Ai lucrat aici. Și dacă scumpa lui soție ne-ar furniza niște amănunte picante... Ce amănunte picante? Că doarme acolo, n-are legături cu nimeni. Băi, așa o fi, dar eu trebuie să aflu ceva. A, înțeles. Și cam cât s-ar plăti un amănunt de ăsta picant? Știam că vom ajunge aici. Ce bine că te cunosc. 50 de lei. Oh, 50 de lei! E pentru banii ăștia nici titlul nu ți-l dau, mă. Da, e șomeră. Liber. Da, mândră. Da, tot timpul ai fost mândră. Neața, mă, Paliule! Neața, bă! Asta. Așa, da, bă. Bravo, vezi că ai învățat să și gătești? Bravo, bă, bă, ce dracu' asta, bă? Bă, tu n-ai învățat că cremul știi să fierbe înainte să-i servești la masă? Sau măcar îi căzești pe conducte, cum faci tu în canal? Bă, dar n-am gătit eu, fetele au gătit. Ah, atunci se explică. Bă, mă rog, măcar e bine că am învățat cine-i șeful în casă. Eu? Nu, eu. Presa, te rog. Acum, ia. Bravo, bă! Gata, bă! Proceză constatarea calamităților, gaze, curent... Ce titluri de rahat sunt astea, mă? Gaze, curent, ca... Astea-s facturi! Da, da, multe. Păi multe, și acum spui că ce nu mi le-ai dat până acum? Păi n-ai cerut, eu ți-am dat doar ce ai cerut, multe ziare. Idiotul dracului, nu știi mă că astea dacă nu le plătești, rămâi în fric și fără gaze și nemâncat și panturelic. Bă, capsec, eu nu plătesc facturi în canal. Ei, nu plătești, bum, drăpide, ești concediat, marș afară, nu te mai văd pe aici. Mai bine, că oricum plecam, e mai bine canal decât aia, foarte bună. Auzi, fată, tu ai văzut cât a mâncat ăsta până acum? Dacă află că nu avem bani nici să-i luăm de mâncare, ne face sclave. Ne vinde pe două pachete de țigări. Dar nu-i spunem, dragă, ne căutăm de lucru și... Da, și eu cum o să fac față la două joburi? Chitraia de pupăză mă sclavagește ca pe hoții de cai. Nu, mă mai ține și peste program 5 ore, eu nu risc. Lasă, dragă, că-l sun eu pe pupăză în fiecare zi la ora 4 și spun că vine mânanul peste el. Dispare în două secunde. Așa, da. Dar să găsim repede, că după ne prinde. Hai. Aleu, cât e
factura asta. Trebuie să ne tirăm că nu mai ține asta. Sigur ne pune să o plătim. De-aia ai lăsat-o pe masă. Păi și ce dacă, fată, ne facem că plouă? A, da? Păi și cine o plătește? Ăsta a ieșit în pârnaie sau crezi că a spart vreo bancă? Nu, plătește, ne taie gazele. O să mâncăm mâncare rece. Mâncare rece? Tu uiți că noi mâncăm doar ciorbă? Că nu bagă ăsta lingura în ea? În rest, linge tot frigiderul? Riscăm să murim de inaniție. Mă rog, tu prima. Dar atunci hai să căutăm de lucru. Ah, ce am mai făcut, mă, iar dă-mi via așa plouat? N-a făcut nimic, bă, Chiolete. Dar chiar n-a făcut nimic de data asta. Să știi că sunt o victimă. Mm-hmm. Și vrea te crede? Păi uite, mă, mi-a venit anul, mi-a venit o mulțime de facturi. Să le plătesc eu la ăștia de vină toate angaralele. Deh, mă, deh, dacă-ți place lusul și uzurul și vrei să șeazi la vilă, plătește, nenică, ce să... N-am cu ce, bă, Chiorete, n-am cu ce, că dacă aveam servici, plăteam, așa trebuie să le plătesc, că mi-a venit în științare, când taie gazele, când taie apa, când taie... Ah, asta nu e, e medical, nu e a mea. Dar de ce să stau eu cu sufletul neîmpăcat că îi taie cuiva ceva din cauza mea? N-am de unde să plătesc, mă, sau mă gândesc așa ca între prieteni a venit la tine, mă, că prietenii s-a ajutat, nu? Mă, așa-s prietenii. Dă-mă și tu niște bani cu împrumut până la ultima pensie, că știi că ți-i dau după aia. Nu poți, mă, mă, rămâne să-ți dau. Nu poți, că mă află ienele astea că te-am ajutat cu bani, o să se interpreteze. Vezi, Doamne, că cine știe ce combinație am eu cu foști pușcăriași. Hai, mă, te rog eu, că nu zi la nimeni să nebunesc. Uite, fac cruce cu stânga, ia-te ea. Nici eu nu-ți spun la nimeni. Băi, nu avem nimic de mâncare. Ia, mă scutește-ne, madam, că nici n-ai ce să raportez la nimeni. Că nu dau bani, că n-am. N-am de unde să-i dau. Sunt amărât. Am și-o greutățile mele, am... Ia, du-te, bă, pramate, la civile aia pe care îi mai știi tu să-ți dea ei. Veni la lui la secție. Mamă, dar ce-ai fost așa rău cu el, săracul? De ce nu-i dai bani? Că n-am foc. Uite, o să-i dau eu, că n-o fi foc, e doar o factură. E, dă-i, dă-i, dar nu-i mai vezi întărătăl, ia-ți-a vieților tale, că ăsta nu-ți mai dă nimic. Și după aia o să-ți iasă și vorbe că ți-ai luat țeapă de la un pușcăreaș. O să se râză, până și restul o să râză de tine. Bă, dar bine zici. Bine că n-am apucat, mă, să-i spun că-i dau eu. Ești deștemă, Chiorete. Păi da, ia du-te, cinstește-mă cu o cafea. A, da? Da. E, și cu lapte, ca de obicei? Mă, lasă-l dracu de lapte, că face colesterolul mare. Hai, bine. Wow! Bă, ce dormi era de Tom și Jerry, auzi? Frumos. Eu trec și Barney. Hello! Ia uite, mă, Emo! Vezi? Pe niciun canal nu ești la televizor. Cred că din cauza că ești aici și nu acolo, de-aia. Nu te-au chemat pe ea sau te-a... M-au avansat. Hai, sau să stau. Păi eu credeam că ți-au dat liber. Da, e mai bine așa, că înseamnă că ai salariu mai mare acum. Vezi că factură de plătit acolo, ia uitați-vă, vedeți voi cât e. A, nu pot, că eu am o ședință acum și trebuie să plec. Da? Și da. Mai bine, de când visam eu să ajung la o televiziune, mă, să mă difuzeze și pe mie, să mă vadă fetele, să asta, să ajung să-mi fac și o gagică, două, trei, să umblu cu ele, nu să stau aici pe capul vostru, sau așa vreți. Nu, nu, o să vorbesc eu cu șeful, dar nu promit că sunt și eu nouă pe acolo. Da? Și numai de probă. Numai de probă? E, atunci plătiți factura că găsesc eu altă televiziune. Nu, 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 că rezolv eu. Rezolv cumva. Da? Ce faceți? Plecați amândouă? Măcar lasă scândurile aia și... Bă, cine s-a închis, madam? Ești cam agitat. Ai nevoie de vreo trimitere la nouă? Ce trimitere? N-am nevoie de nimic. Am nevoie de niște cașcaval câte n-am cu ce să plătesc gazele. Ce face? Cum? Am nevoie de niște cașcaval că n-am cu să plătesc gazele.
dai niște cașcaval, discutăm că admiter, cred că de stresat ce sunt, nu pot să vorbesc decât cu Poponeț despre povestea asta. Păi și dacă îți dau, nu află? Păi de la cine? De la mine? Îi spui tu? De la card. Că vede ăla că se golește cardul și o să mă acuze că am amant. Hai, lasă-mă și eu, ce sunt? Mobilă de birou? Ce sunt eu? Ești nebun, vrei să afle? Vrei să ne ciuruiască ăla pe amândoi? Nu te-am zis că e purtător de pistol? Păi și eu cu ce plătesc gazele? Păi nu știu, dar cunoscuții ai tăi, nu știu. Nu, că sunt stresat rău. Atunci știi cum facem? Facem sex să mă destresez. Nu, că ne vede camera. Care camera? Păi ți-am zis că mi-a pus camera, că e gelos mai sus. A, cu camera, cu cazul ăsta, dacă e vorba de cameră, fac sex singur. Da, mă. Ce credeai, fraier, că te facă? Rare, rarara. A, da? Bine, ce să zic. Mulțumesc. Oh, ce ghinion, fată, să nu găsim noi nimic. Nu, noi trebuie să ne gândim. Știu. Căutăm adresele lui Gogoașă. Că el a fost... Da, actor de filme XXX? Da! Asta vrei tu să facem? Nu, o fi tu disperată, dar eu nu mă bag. Nu, mă! Că sunt destule de alea. Doar ne facem impresarele lor. Vorbim la studio și le ducem fete. Așa, da. Da, să știi că eu nu mă apropii de actor din aia. Știi tu? Aha. Hai, taci tu. Să trăiți, șeful, bine ați venit! Să rămână! Poftiți, vă rog, luați loc pe canapea! Dar ce zic eu, loc? Luați canapeaua dacă vă trebuie! Nu, mersi. Deci care-i motivul întrevederii noastre? Am și o doleanță, dacă nu deranjez prea tare, aș vrea să mă plătiți pe mine pentru ce-am făcut până acum. Opa, vrei să te sinucizi, te povenești? Nu, să vede că sunt așa disperat. Da, cam vede, da. Mălani, uite care-i treaba. Din organizație nu poți să te retragi așa ușor. Că te simte concurența și te linșează. Înțelegi? Trebuie să te menții pe poziție. Mă mențin pe poziție, șeful. Am o smortă frică, mi-a tăiat ăștia gazele. Păi tu pentru mărunțișuri de-astea mă chem pe mine? O să-ți plătesc și eu gazele, dă-le încolo. Să rămână, șeful, câtă mărimos ești, să trăiești 1000 de ani. Să rămână, dar 500 de ani, 100, dacă nu chiar, păi 3. Bine, gata. Mersi, așa. Am și eu totuși o mică doleanță. Dar pentru dumneavoastră și organizație, orice. Vreau să ai grijă de pisica amantei mele. Să ce, să-i mângâi pisica sau care-i treaba? Nu. Plec într-o croazieră și n-am găsit pe nimeni de încredere să aibă grijă de ea.